cea care are deja 6 milioane de vizualizări. Cu asta ne-a surprins Iuliana Deregoi acum 2 luni, o piesă realizată de Irina Rimes, dar care îi se potrivește ca o mănușă tinere interprete. Zilele trecute a avut parte și de un concert de zile mari, ferice de ea, că a reușit, ferice și de noi și de voi cei de acasă, pentru că Iuliana vine astăzi în ospeție la Vorbe Bune și să vedem cu ce o să ne uimească de această dată. O salutăm și primul lucru pe care vreau să-l văd, ce poartă astăzi. Eu credeam că o să vin rochea cu care ai fost la concert, foarte, una dintre. Multicoloră, curcubeu. Rochea mea preferată. Am zis că nu e chiar pentru emisiune, dar uite, puteți promi că data viitoare vine. Deci, știți, toată ziua de duminică ce m-am gândit? Dar dacă plouă, dacă plouă, dacă plouă, a plouat. Cum a fost inima ta atunci când ai văzut de dimineață norii ei adunați? Deci. Nu, dimpotrivă, de dimineață era un soare, era așa de cald și mă gândeam, uite, nu plouă, dar mie îmi place ploaia. Și eu, cu norocul meu, la fiecare concert, nu la fiecare, de fapt, de ziua mea în fiecare an, plouă. Cum a fost și anul trecut. A plouat de ziua mea, am amânat concertul pe ziua următoare. Anul acesta am zis că nu, nu amânăm concertul, sigur nu-l amânăm, îl ținem astăzi, nu mă interesează cum, pentru că scena trebuie să o... dispară de acolo, trebuie neapărat să ținem concertul astăzi. Și până la urmă am văzut că a început să plouă. A venit o furtună foarte, foarte, foarte mare. Și aveam o chestie, un deja vu, să zic așa, de la mare. Pentru că în timpul filmărilor pentru piesa pe care urmează să vă cânt, la fel a început o ploaie foarte mare și abia am filmat clipul. Am stat încă 3 zile ca să se oprească ploaia. Și ploaia nu s-a oprit, până la urmă am filmat în altă parte, dar nu contează. Trebuie să faci o melodie pentru ploaie. Dar pe bune, pe mine mă înconjoară doar ploaia. Nu, ideea e că eu, în mintea mea, îmi doresc să plouă. Și când mă gândesc că am un concert, zic nu trebuie să plouă, dar dimpotrivă, eu oricum vreau să plouă și eu ploaia zic să vedem imaginile de la concertul pe care l-ai avut tu în această duminică. Cum a fost? Pentru că mulți au fost chiar acolo, alții au văzut doar pe Instagram, acum vedeți și la TV. Pe orice vreme îți place viața. Ți-a fost dor de Chișinău? Mi-a fost foarte dor și sinceră să fiu, așa emoții mari de când am mai avut, sinceră să fiu, pentru că din cauza că tot au lipsit concertele astea, că tot n-am mai făcut un concert din 2020, n-am avut niciun concert, la concertul ăsta a fost ca primul meu concert, sincer să fiu. Deci a fost ca primul meu concert, de parcă n-am mai urcat niciodată pe scenă. Am avut așa mari emoții, am primit atâtea emoții, eu. Deci a fost foarte, foarte, foarte tare. Ai avut o echipă foarte frumoasă de dansatori. Da, sunt din București, apropo. Au venit tocmai din București pentru mine. Pentru este... spectacolul exact. Ăsta. Și pe lângă asta, tot echipa aceasta a fost cu mine de la primul meu concert pe bilete. Primul meu concert pe bilete. Wow, înseamnă că sunteți chiar o echipă bună și atâta timp să munciți împreună? Exact. Pentru că ne împăcăm foarte bine, suntem și prieteni, dansează foarte bine, ne înțelegem foarte bine când merge vorba de dans, de coreografii și asta mă bucură enorm de mult. Urmează o vară înainte sau măcar ce-a mai rămas din ea. Ce vei face în această vară? Vacanță, concerte? Cum va fi timpul tău? Neapărat trebuie să merg în vacanță. Neapărat. Nu vă zic unde, dar o să merg după ziua mea. Așa. Pentru că momentan trebuie să rezolvăm niște chestii pe acolo. Dar până atunci am foarte multe planuri pe care trebuie să le urmez. De exemplu, clipul trebuie să apară duminică la piesa pe care urmează să vă cânt. Urmează foarte, foarte, foarte multe chestii noi pe care vreau să le țin în secret. Vreau să le... Ținute? Și haine, dacă tot merg în vacanță. Așa. Da. Și pe lângă asta, ce am mai lansat acum nou recent este Luna Generației Z,
pe care o avem în fiecare an, începe din, de la început de iunie până la sfârșit de iunie, început de iulie, în care toți cei care comandă de pe iulianaberegoi.ro vreun produs primesc cadou un set de stickere foarte, foarte, foarte mișto. Atât le faci tu cadou de ziua ta. Exact, da, adică de ziua generației Z, am zis că aveți și voi voie să primiți un cadou. Știu că în familie a voastră ați primit un nou membru. Da, un nou membru. Apropo, l-am adus aici cu mine, dar din păcate l-am lăsat în mașină. Așa, ați adoptat un cățeluș. Da, am adoptat un cățeluș și, apropo, ia, tot se leagă de filmările de la piesa pe care urmează sau când. Eram la filmările clipului. Nu vreau să dezvălui mai multe secrete până nu apare clipul, dar aveam nevoie să filmez ceva cu un cățel și am mers la adăpost în București. Așa. De fapt, trebuia să mergem la adăpost în Constanța, dar n-am mai avut legătura și am mers în București. Am văzut foarte mulți căței acolo, dar singurul era ales el, Leo. Îl chema Mickey, eu i-am schimbat numele. Și când l-am văzut, deci nu-mi venea să cred, când am văzut că trebuie să-l pun înapoi în cușcă alături de ceilalți câini, mi-a fost așa de milă și, sinceră să fiu, nu am vrut deloc. Dar nici măcar n-am încercat să vorbesc cu mama, că eram sigură că nu mă lasă. Până în momentul în care managera mea i-a trimis o poză cu câinele, cum stătea la ușă și se vedea fața lui prin geam, cum plângea după noi. Și mama a început să plângă. Deci a început, nu să plângă așa, în hohote, deci am sunat-o, plângea în hohote și a zis, hai luați-l. Și am întrebat-o de 100 de ori. Deja se mai gândea că nu știu, că nu știu, că tata nu vrea. Ne-a încertat și cu tata puțin, dar până la urmă mama mi-a zis, ce o să-ți facă tata dacă vii cu câinele acasă? Nu te alungă cu el din casă. Nu te alungă cu el din casă. Și cum a trecut vama și chestii, că doar trebuie pașapoarte? Păi are pașaport. Are, gata, și da, pașaport. Are și chip, are de toate câinele. Da, am rezolvat totul foarte repede. L-am și spălat. Noroc pe câinele ăsta. Deci nu era o problemă cu pașaportul și cu trecutul vămii. Era problemă cu chipul. Cu chipul, cu spălatul, pentru că el a stat în adăpost. Aha. Și nu mi-a chiar bine. Aha. Și din București până în Moldova era puțin de mers totuși și să stai cu mirosul ăla nu prea puteai, deci l-am dus să îi facem o băiță și nici măcar, da. Deci nu știu cum l-am nimerit pe ăla, salonul ăla, nu o să-l uit niciodată și niciodată nu mai merg acolo, pentru că l-au lăsat ud, deci efectiv nu i-au luat mirosul. L-au lăsat ud și când m-am mers să-l iau, l-au lăsat tot într-o cușcă, departe, săracul și plângea. Deci nu știu cum am nimerit salonul ăla, mai bine îl duceam așa în Moldova, dar după aia am mers în Republica Moldova, l-am tuns, l-am făcut frumos, era frumos, l-am făcut mai frumos. Bravo, draga noastră, apreciez lucrul ăsta pentru Mulțumesc. Că ai oferit un îndemn nemaipomenit. Oricum, chiar susțin toți fanii mei să meargă la adăposturi, să adopte mai bine un câine, mai ales dacă își doresc un câine, pentru că decât să cumperi unul, este mult mai mișto să adopți, pentru că așa salvezi viața unui câine și te face pe tine fericit. Așa.